Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la prognoza meteo. Vremea va fi ușor mai caldă decât normalul termic al perioadei, cerul va fi temporar noros și pe arii relativ extinse va ploua slab. Vântul va sufla de la slab la moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 5 și 7 grade, iar cele maxime între 10 și 12 grade. Pentru municipiul Zalău, Administrația Națională de Meteorologie a prognozat o zi instabilă, unde maxima a ajuns la 12 grade în miezul zilei, iar la noapte minima se va opri în jurul valorii de 6 grade. Mâine meteorologii anunță vreme în general plăcută în cele patru orașe ale județului Sălaj. În Șimleu, Silvaniei, temperatura maximă va ajunge la 10 grade în miezul zilei, iar noaptea minima va scădea la 4 grade. Temperaturi asemănătoare vom avea și în municipiul Zalău, unde, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maximele vor atinge 10 grade în miezul zilei, iar minima va coborî la 4 grade. La fel va fi și în Jibou și Cehu Silvaniei, unde maximele vor atinge 10 grade ziua, iar noaptea temperaturile minime vor scădea la 4 grade. În zilele care urmează, vremea se menține pe aceeași linie. Temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 11 grade Celsius. Vineri maxima va atinge 10 grade în timpul zilei, iar noaptea minima va scădea la 4 grade. În cursul zilei de sâmbătă, meteorologii anunță vreme asemănătoare. Maxima va ajunge la 11 grade în miezul zilei, iar minima se va opri în jurul valorii de 3 grade. Duminică maxima se va situa în jurul valorii de 11 grade, iar noaptea temperatura minimă va coborî la 6 grade. Sunt Diana Pop și vă aștept și la următorul buletin informativ cu noi informații despre vreme. Mai multe detalii legate de prognoza meteo puteți găsi însă și pe site-ul nostru www.salajanul.ro. La revedere!